Let's take out our Bibles and learn together. As we begin this session, așa cum vom începe în această sesiune, want to pause to ask if there's any comments or questions. Vreau să fac o pauză înainte să întreb dacă există niște comentarii din partea voastră sau niște întrebări. Am o întrebare și anume, poate că îi spui în română ca să pot să o traduc, ca să se înregistrează, știi? Ați spus în mai multe rânduri că you said in several times that unele cuvinte din text nu sunt traduse așa cum ar trebui sau nu știu cum să spun, la potențial normație. Some of the words are not translated like on the high potential of them. Și asta întrebarea mea, dacă considerați că este un verb. Do you recommend a translation of the Bible that is more successful to be very accurate? Or if you are working to some version of the Bible, to translation? I'm not working on a version. Eu nu lucrez la o versiune a Bibliei. One has to do his own research. Fiecare trebuie să-și facă propria căutare. Study the Bible thoroughly. Să studieze Biblia cu diligență, cu sârguință. And as much as possible. Și pe cât este posibil. Use the software to get the biblical definitions. Să folosiți softurile ca să luați definițiile biblice exacte. But let me also give a warning. Dar de asemenea vă pot da un avertisment. Some of the software. Câteva dintre platformele de software. For example, Strong's Concordance online. De exemplu, coordonarea puternică care găsim online. When they give a definition, ei când dau o definiție, they're not giving a definition of the word. Ei nu dau o definiție a acelui cuvânt. As they should. Ca și cum ar trebui. They're simply showing the primary ways it's translated. Ei arată modul cum s-a tradus în mod primar. And they don't tell you it's simply based upon other translators. Și nu vorbesc despre faptul că dau acea definiție conform altor traducători. They present it as a definition. Ei o prezintă ca și cum ar fi o definiție. And that can be misleading. Și asta poate să te ducă într-o zonă care este greșită. We need to think of ourselves as doctors. Trebuie să ne gândim peste noi ca și cum noi am fi niște doctori. We need to do the preparation. Trebuie să ne facem pregătirile înainte. So we can do surgery on the word of God. Ca să facem o operație asupra cuvântului lui Dumnezeu. And bring out God's revelation. Și să scoatem de acolo revelația lui Dumnezeu pentru noi. This is the purpose of the seminary. Acesta este scopul acestui seminar. And it's the purpose of the pastor. Și este acesta ar trebui să fie scopul pastorului. In Ephesians 4. În Efeseni 4. Pastor teacher. Spune acolo păstor și învățător. If you're going to guard the flock, dacă tu va trebui să păzești turma, your primary responsibility, principala ta responsabilitate, is teaching them the truth of Scripture. Să înveți adevărul Scripturii. Aveți niște software recomandate? Can you recommend some software? The Discovery Bible. Discovery Bible. There's one that's free. Este unul care are versiune liberă, versiune gratuită. It's called Bible Hub. Se numește Bible Hub. It has some positive things to it. Are foarte multe lucruri pozitive în interior. One of the things that I don't like, unul dintre lucrurile care mie nu-mi convin acolo, and then they are in the process of changing it. Sunt într-un proces de schimbare a acestor lucruri. The owner of this website, proprietarul acestui site, is John Isis. Este John Isis. I know John. Eu îl cunosc pe John personal. He's a godly man. Este un om evlavios. And they're in interlinear. Și acolo în partea de interlinearitate. Now, an interlinear. Acum, în interlinearitate. Is supposed to take the biblical word. Ar trebui să ia cuvântul biblic. And translate it literally. Și să-l traducă așa cum este literal. Unfortunately, they're interlinear. Din păcate, partea de interlinear a lor doesn't do that. Nu face acest lucru. All their interlinear does. Tot ceea ce face partea respectivă is take this original word. Este să ia acel cuvânt original And says how the New American Standard Bible translates. Și să spună cum îl traduce noua traducere americană, îi dă sensul, înțelesul. So it's just working with a translation. Este ca și cum ai folosi o traducere. It's not working with the original language. În a te ajuta și nu folosește limbajul original în a te ajuta. So I'm hoping that they make this change soon. Eu sper că vor face această schimbare într-un timp nu foarte îndepărtat. You ready to move on? Suntem gata să... Am eu o întrebare. Here's a question. La un moment dat a spus că cei doi slujitori, dacă am înțeles eu bine... In a moment you said that the two servants of the Cornelius, if I understood good... ar sugera un lucru bun și un lucru... They are suggesting a good thing or a bad thing. De unde ideea asta? From where comes this idea, that dichotomy? Okay. Many times when the number 2 appears, de foarte multe ori în Biblie când apare cifra 2, it takes that passage, ia acel pasaj, and gives it two meanings. Și îi dă două sensuri la acel pasaj. Two possible. Două lucruri posibile. Usually one that's right and one that's wrong. De obicei unul care este greșit și unul care este bun. Let me give you an example of this. Dau un exemplu în acest sens. In the Gospels, în Evanghelii, it says in 2 days, și în Evanghelie spune în 2 zile, Passover is coming. Paștele se apropia. And the Son of Man is going up to Jerusalem. Și Fiul lui Dumnezeu va merge la Ierusalim. And he will be betrayed. Și el va fi trădat. He will be put to death. El va fi omorât. Crucified. Crucificat. What happens with the disciples? Ce se întâmplă cu discipolii, cu ucenicii? What do they think? Ce cred ei? They never accept that Messiah is going to Jerusalem. Ei n-au acceptat niciodată că Mesia merge la Ierusalim. To die. Ca să moară. We have only one person. Avem însă o singură persoană. The woman that anointed Yeshua with that costly oil. Femeia aceea care l-a uns pe Yeshua cu acel ulei. She's the only one. Acel ulei scump, ea este singura that knew he was going to die. Care și-a dat seama că el va muri. Remember, she was preparing his body for burial, the Bible says. Aduceți-vă aminte că spune Biblia că ea îi pregătea trupul pentru îngropăciune. So, Passover is coming. Așa că vine, ce se întâmplă? Vine Paștele. If you know Passover from the Bible. Dacă voi cunoașteți evenimentul Paștelui din Biblie, Passover always involves death. Întotdeauna Paștele are implicația morții. How do we know this? Unde știm asta? Passover comes, vine Paștele, death comes, vine moartea. This is what Judaism says. Asta spune Iudaismul. Why does it say it? De ce spune asta? Passover comes, vine Paștele. Every house is going to experience death. Fiecare casă va experimenta moartea. Every house. Fiecare casă. But there's two possibilities. Dar există două posibilități. The lamb can die. Mielul poate să moară. That's God's will. Voia lui Dumnezeu. But if you reject God's instructions, dar dacă respingi instrucțiunile lui Dumnezeu, who dies? Cine moare? The firstborn. Primul născut. But Passover comes. Însă vine Paștele. Death is coming. Moartea vine. When Messiah spoke about going to Jerusalem for Passover, când Mesia spune că voi merge la Ierusalim pentru Paște, says after 2 days. Spune Biblia după 2 zile. Death is coming. Moartea vine. That's God's will. Asta e voia lui Dumnezeu. No one was prepared for that. Nimeni nu era însă pregătit pentru acest lucru. So frequently when the number 2 appears. Așa că atât de frecvent când cifra 2 apare în Biblie, we will see a conflict in the scripture. Vedem un conflict în scriptură. Between what God wants, între ceea ce Dumnezeu dorește, and how man usually responds. Și cum răspunde omul de obicei. Cifra 2 se mai poate însemna și mărturia. Can the number 2 symbolize the testimony? Domnul Hristos a trimis 2 câte 2. Because Lord Jesus sent 2 by 2. 2 can show testimony. Cifra 2 poate să însemne mărturie. It says, of course, in the Torah. Bineînțeles, spune asta și în Torah. If you have 2 or 3 witnesses. Dacă tu ai 2 sau 3 martori. Now, the meaning of that passage is this. Simbolistica acelui pasaj este următoarea, că you need minimally two witnesses. Că ai nevoie minim de doi martori. But if you have three, use them. Dar dacă ai trei, folosește-i pe toți trei. Jewish law says allow all to testify. Legea iudaică spune că lasă pe toți să mărturisească. But you're right. Two can also symbolize unity. De asemenea, doi pot să simbolizeze unitatea. How can two walk together unless there's unified? Cum ar putea să meargă doi împreună dacă nu sunt deopotrivă? So when we look at the text, așa că în momentul în care ne uităm la textul biblic, we need to see what is being referenced by the number 2. Trebuie să ne uităm exact la ce se referă acel 2. Sometimes 2 is also an explanation. Câteodată 2 are sensul de a da o explicație. All right, let's go back to Acts 10. Haideți să ne întoarcem la Fapte 10. We left off. Am rămas with this vision that Peter saw, cu această vedenie pe care o are Petru, that came down unto him, că a coborât ceva peste el, this certain vessel, acest tip de vas, and it says as a great garment, ca și un material textil, and notice what's emphasized, și uitați-vă ce este scos în evidență, having four corners, că el avea acest material textil mare, avea patru colțuri. Now, do you know anywhere in the Bible? Acum, tu cunoști undeva în Biblie that it speaks about a garment, care undeva unde se vorbește despre o haină with four corners? O haină cu patru colțuri? Whenever I see that passage, când văd acest pasaj, I think of a Torah portion. Eu mă refer la o porțiune din Torah. Now, we're talking about this garment. Acum ne referim la acest textil. This is a four-corner garment. Acesta este un textil cu patru colțuri. What's most important about this garment? Ce este important la această haină, la acest lucru textil? Are the four corners. Sunt cele patru colțuri. I want you to look at another passage. Vreau să vă uitați la un alt pasaj în Bibliile voastre. Maybe you could turn to Numbers chapter 15. Poate că ne putem uita la Numeri 15. Beginning with verse 37, începând cu versetul 37, through the end of the chapter, până la sfârșitul versetului. Would you mind reading that? Domnul a zis lui Moise, 38, vorbește copiilor lui Israel și spune să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acesta din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucul acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie, să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-a scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Okay, here's my question to you. Uitați, asta este întrebarea mea pentru voi. When you see this garment, când vezi tu această haină, especially the four corners, în special cele patru colțuri, what biblically should you remember? Ce pasaj biblic trebuie să aduci aminte? And you can answer that question. Și poți să răspunzi la această întrebare with one word. Cu un singur cuvânt. What's the word? Care este cuvântul? The law, Talita kumi. Does Talita kumi appear in this passage? A apărut cumva Talita kumi în acest pasaj? Nu. In Numbers 15? În Numeri 15? Nu. Poruncile. The commandments. The commandments. Poruncile. This is important. Acest lucru este important. Because when we look at Acts 10, pentru că atunci când ne uităm la Fapte 10, and we see this vision, și vedem această vedenie of a four-corner garment, a unei haine cu patru colțuri, we're speaking and thinking of the commandments. Ne gândim și vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. The commandments relate to the will of God. Poruncile sunt în strânsă legătură cu voia lui Dumnezeu. God gives commandments. Dumnezeu dă porunci. So we can obey them. În așa fel încât noi putem să ne supunem lor. So when we want to interpret Acts 10, așa că în momentul când noi vrem să înțelegem versetele din Fapte 10, the vision that he saw, vedenia aceea pe care el a văzut-o, is related to the commandments of God. Este în strânsă legătură cu poruncile lui Dumnezeu. Now, If you come from a Jewish background, acum, dacă tu vin dintr-un mediu iudaic, and you were asked a question, și ești întrebat o întrebare, what do the commandments of God reveal? Ce îți arată, ce îți spun ție poruncile lui Dumnezeu? There's two answers that are usually given. Există două răspunsuri care sunt la această întrebare. The commandments of God, poruncile lui Dumnezeu, reveal the character of God, arată caracterul lui Dumnezeu. And the commandments of God, și poruncile lui Dumnezeu, reveal the will of God, arată voia lui Dumnezeu. What you should do, ceea ce trebuie să faci, and what you shouldn't do, ceea ce nu trebuie să faci. So we're dealing with the will or the purpose of God. Așa că avem de face cu voia sau cu scopurile lui Dumnezeu. So when we look at the scripture, așa că în momentul în care noi ne uităm la scriptură, if we bring a conclusion, dacă noi aducem o concluzie, that's different than the will of God, care este diferită față de voia lui Dumnezeu, then our conclusion is not biblically based. Înseamnă că concluzia noastră nu are un fundament, nu e bazată pe Biblie. Let's look again at our text. Să ne uităm din nou la textul nostru. We are in verse 11. Suntem în versetul 11. It says this great garment, spune că această haină mare, having four corners, având patru colțuri, and then in the best Greek manuscripts, și apoi în cel mai bun manuscris grecesc, it has two participles. Are două participii. Most English translations, majoritatea traducerilor în limba engleză, follow a different Greek manuscript, urmează un manuscris grecesc diferit, that only has one participle. Și acel manuscris grecesc are un singur participiu. I'm going to read this very literally. Eu voi citi următorul pasaj foarte literar. And I want to see what your Romanian Bible, și vreau să văd ce spune Biblia voastră românească, is based upon. La ce se bazează ea? Which Greek manuscript? La care manuscris grecesc face referire? Let's begin in the middle of verse 11. Să începem cu mijlocul versetului 11. And coming down upon him, și venea în jos peste el, a certain vessel, un anumit vas, as a great garment, ca o haină mare, four corners being let down, patru corțuri care erau coborâte, and landing upon the ground, și care au aterizat pe pământ. So what's emphasized in the text, ce este scos în evidență în text, is that these were being let down, este că aceste corțuri mergeau în jos, by the four corners, de către cele patru colțuri. Now, from Numbers chapter 15, acum din Numeri 15, on every corner, la fiecare colț, there has to be something. Trebuie să fie ceva. There has to be this. Trebuie să fie acesta. This, when we look at this, acesta, când ne uităm la acest ciucure, how it's made, cum este el făcut, is what speaks about the commandments of God. Este ceea ce se vorbește de fapt despre porunca lui Dumnezeu. So it's just not the emphasis on this garment. Așa că nu este o scoatere în evidență doar acestei haine, but on the four corners, ci la cele patru colțuri, it's being brought down, se este adus jos, by the four corners, de către cele patru colțuri. Then it says, apoi spune, and landing on the ground, or laying on the ground. Și apoi spune că se așterne pe pământ sau aterizează pe pământ. Does your Bible have both of those participles? Acele participii au Biblia voastră? No. El scrie față de masă mare. To our says is a table covering. I'm not dealing with that. We'll come back to that. Nu ne ocupăm acum, dar revenim la această față de masă. So in your translation, că în traducerea ta, it never made the connection in your translation what this is. Nu se face conexiune la de fapt că acest lucru. Why they would call it a table covering? De ce ar numi o față de mare, o față de masă? Not a biblical instrument. Nu este un instrument biblic fața de masă. Not an instrument of great significance. Nu are fața de masă o semnificație mare. But this is known elsewhere in the New Testament. Însă acest lucru are o semnificație mare în Noul Testament. As the garment, ca și haina. The in the sense the most important one. Acel articol hotărât, haina ca și cum ar avea o mare însemnătate. Now, let's pause for a moment. Acum, haideți să facem o pauză. And I want to give you an illustration. Și aș vrea să vă dau o ilustrație. Why it's so important to know the biblical background. De ce este așa de important să cunoști cultura evreiască? Apparently, the Roman translator, se pare că traducătorii români, just like most of the English translators, la fel ca și majoritatea traducătorilor englezi, they don't know the Bible. Ei nu știu Biblia. They come across the four corners. Și ei vin și când se întâlnesc cu acele patru colțuri, and they don't see anything of biblical significance. Și când se întâlnesc cu cele patru colțuri, ei nu văd nicio semnificație biblică în acele patru colțuri. When they talk about this great garment, când vorbesc despre acea mare haină, they think of great as in size. Ei se gândesc că este mare ca și dimensiuni, rather than significance. Mai în loc să se gândească că este mare ca și însemnătate. Now, would you not agree? Acum, n-ați voi de acord? There's nothing more important than the resurrection. Că nu este nimic mai important decât învierea. You know, the disciples. Ei bine, voi știți că discipolii, ucenicii. I'm speaking about Peter and the disciple that Yeshua loved. Vorbesc despre Petru și ucenicul pe care Iisus l-a iubit. It was because of this garment. Este din cauza acestei haine that they believed. Din cauza acestei haine ei au crezut. Remember what happened. Da, aduceți-vă aminte ce se întâmplă. In John's Gospel, în Evanghelia lui Ioan, it's still dark. Este încă întuneric. Mary Magdalene comes to the tomb. Maria Magdalena vine la mormânt. The tomb is open. Mormântul este deschis. It's empty. Este gol. She runs back to Peter. Ea fuge înapoi la Petru. She doesn't expect a resurrection. Ea nu s-a așteptat la înviere. What does she say? Ce spune ea? They have stolen his body. I-au furat trupul, spune ea. And we don't know where they placed him. Și noi nu știm unde l-au pus. She's thinking that there should be a dead body. Ea știe și crede că trebuie să existe acolo un trup mort. But in that passage having to do with Passover. Dar acel pasaj are legătură cu Paștele. And 2 days Passover is coming. Și în 2 zile Paștele vine. Messiah says I'm going to die. Mesia spune eu voi muri. I'm going to be crucified. Voi fi crucificat. But I'm going to raise from the dead. Dar voi învia dintre morți. Didn't he tell his disciples this? N-a spus acest lucru ucenicilor? In Matthew's Gospel 3 times. În Evanghelia lui Matei de 3 ori apare acest lucru. He's going to rise on the third day. Spune că voi învia a 3-a zi. It's the third day. Este a 3-a zi. No one believed that he was going to rise. Nimeni n-a crezut că el va învia. Is that not true? E așa e adevărat? The women who loved him so. Femeile care l-au iubit așa de mult. Why were they going to the tomb? De ce ar fi mers la mormânt? To give him a better burial. Ca să-i dea o înmormântare cum se cuvine. They were bringing spices and ointment. Ei le-au adus diverse soluții, diverse mirodenii și uleiuri. They loved him. Ei l-au iubit pe Mesia. But they didn't believe him. Dar nu l-au crezut pe el. He wasn't going to be dead. El nu era să rămână mort. He says I'm going to rise. El a spus eu mă voi ridica, voi învia. He rose. El a înviat. And these 2 disciples, aceștia doi ucenici, they looked inside, s-au uitat înăuntru în mormânt, and they saw 2 things. Și au văzut 2 lucruri. They saw the burial garment. Ei au văzut haina de îngropare. And then they saw another garment. Și au văzut încă o altă haină. All it says, it uses a Greek term. Se folosește termenul grecesc. Sudarion. Sudarion. Means a garment. Înseamnă o haină. But it says the garment. Dar spune haina. The garment that was on his head. Haina care era pe capul lui, înfășurat capul lui. Now, every day in the synagogue. Acum, în fiecare zi în sinagogă, we take this garment. Noi luăm această haină. We bless God. Noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu. We put it on. Îl punem peste noi. But instead of wearing it initially, dar înainte să îl folosim așa, like this. Înainte să îl folosim așa, we do this. Facem acest lucru. Our heads are totally inside. Capul nostru este acoperit total de această haină. This signifies the presence of God. Asta semnifică prezența lui Dumnezeu. This relates to commandments. Asta ciucuri au legătură cu poruncile lui Dumnezeu. When we are in the commandments. Și atunci când noi suntem în poruncă, we're in God's will. În voia lui Dumnezeu. And that relates to his presence. Și asta relaționează strâns cu prezența lui. So when one is buried, așa că atunci când cineva este îngropat, from here down he has burial garments. De la gât în jos el are hainele de îngropăciune. They become ritually impure. Ele devin impure din punct de vedere ritualic. But this is seen as a holy garment. Însă acesta este văzut ca și o haină sfântă. It does not receive impurity. El nu poate să primească impuritate. And therefore we cannot just leave. Și de altfel nu putem să-l mototolim, să-l punem așa. Jewish law requires legea evrească cere anumit lucru. That when we take it off, când îl scoatem, we have to show it respect. Noi trebuie să arătăm respect acestei haine. And therefore we have to do something. Și pentru asta noi trebuie să facem ceva anume. We have to fold it. Trebuie să-l împăturăm. Look at John's Gospel. Uitați-vă acum la Ioan 20. John's Gospel and chapter 20. Ioan 20. Around verse 6 and 7, I believe. La versetul 6 și 7. You can check and see. Putem să verificăm, să vedem că este așa. But when these disciples looked in, dar când acești discipoli, acești ucenici s-au uitat înăuntru în mormânt, they saw the burial garments, au văzut, spune, hainele de îngropăciune, and the garment that was on his head, și haina care era pe capul lui, separated, separat de hainele de îngropăciune. Why? Din ce cauză? The burial garments, hainele de îngropăciune, become contaminated. Au devenit contaminate. This cannot. Aceasta nu poate, nu se poate contamina. So they were separated. Așa că erau separate. A Roman soldier wouldn't do this. Un soldat roman n-ar fi știut să facă lucrul acesta. A Roman soldier wouldn't fold it up. Un soldat roman nu l-ar fi împăturat. Only a Jew would do that. Doar un evreu putea să facă chestia aceasta. And they saw these two garments. Și au văzut aceste două tipuri de haine. One that speaks of death. Una care vorbește despre moarte. And the other that speaks of life. Și alta care vorbește despre viață. The will of God. Voia lui Dumnezeu. They saw them separated. Ei le-au văzut separate. And this garment. Și această haină specifică. Does not your Bible say? Nu spune Biblia ta? It was folded. A fost împăturată. And then they believed. Și apoi au crezut. What an important garment. Ce haină importantă este aceasta. And you find that in the English language, și vedem în limbajul englez, they call this a napkin. Îl folosesc ca și cum ar fi un ștergar. They call it a handkerchief. Îl folosesc ca și cum ar fi o batistă. How ridiculous. Cât de ridicol poate să fie acest lucru. What are they thinking? La ce s-au fi gândit oare oamenii ăștia? They do not know the word of God. Ei nu cunosc și nu stăpânesc cuvântul lui Dumnezeu. And when we come here, și acum când venim în pasajul nostru, back to Acts 10, înapoi la Fapte 10, this garment is so significant. Această haină este așa de mare, așa de semnificativă. And we see that it's let down by its four corners. Și vedem că este trasă în jos de cele patru colțuri. And it is placed upon the ground. Și este pusă pe pământ. And then now look at verse 12. Uitați-vă acum la versetul 12. And in it existed all types of four-legged creatures. Și spune Biblia, în ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare. Now, many people interpret this passage. Acum foarte mulți interpretează acest pasaj, saying that all of these animals, spunând că toate aceste animale, are unclean. Sunt necurate. Can we come to that conclusion? Putem oare să ajungem la concluzia asta? First we're talking about all types of four-footed animals. Acum ea spune că tot felul de animale cu patru picioare of the earth, de pe pământ. Are they kosher or not kosher? Sunt coșere sau nu sunt coșere? What's the answer? Care este răspunsul? Unele da, unele nu. Some of them are kosher, some of them are not kosher. I really like you. Chiar vă plac dumneavoastră. You're absolutely right. Aveți foarte mare dreptate. Some of these are, unele dintre cele care au patru picioare sunt coșer, and some are not. Unele nu sunt coșer. We don't know. Nu știm lucrul ăsta. Also there are the beasts. De asemenea sunt fiare. These are just other animals. Sunt expresia pentru alte tipuri de animale. And then also there are those things that creep or crawl upon the ground. Și acestea sunt cele care se târăsc și se șerpuiesc așa pe pământ. And the birds of the sky. Și păsările cerului. Again, are they kosher or not? Acum din nou, sunt coșer sau nu sunt coșer? Some are, some are not. Unele sunt, altele nu sunt. We don't know. Nu știm asta. Why is that unknown? De ce este acest lucru pe care noi încă nu-l cunoaștem? It's not important. Pentru că nu-l cunoaștem, pentru că de fapt nu se arată că este important acest lucru. When the Bible doesn't give you information, când Biblia ție nu dă o informație despre un lucru, you don't need to know that information. Nu ai nevoie să cunoști acea informație. We get so many questions sent to us. Avem așa de multe întrebări pe care le primim în legătură cu acest subiect. To answer questions, ca să răspundem la întrebare, that the Bible does not deal with. La o întrebare pe care de fapt Biblia nu se ocupă de ea. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. In 2 Thessalonians chapter 2. În 2 Tesaloniceni 2. There's that restrainer. Este acel opritor. Everyone wants to know who is the restrainer. Toată lumea vrea să știe cine este acel opritor. Does the Bible tell us? Biblia ne spune cine este? No. Nu. He tells us what the restrainer's purpose is. Ne spune care este scopul acelui opritor. Not who he is. Nu cine este acel opritor. We should never give an answer to that. N-ar trebui noi să dăm răspunsuri cine este acel opritor. You are called to teach truth. Tu ești chemat ca tu să înveți adevărul. You are not called to speculate. Tu nu ești chemat să faci speculații. To assume. Să faci presupuneri. To give an educated guess. Să dai o presupunere educată. God doesn't bless that. Dumnezeu nu va binecuvânta acest lucru. What the scripture says. Ce spune Scriptura este că este că acel opritor, you know, for the purpose of restraining him, voi știți scopul pe care el îl are ca ce să oprească, from revealing himself at the wrong time. Să oprească acel lucru care se va arăta la timpul hotărât. Now, most translations. Acum, marea majoritate a traducerilor, in speaking about the restrainer, vorbind despre acel opritor sau cel care oprește, and the restrainer, you know, și spune, traducerile spun și pe opritor voi îl cunoașteți. But it doesn't say that. Dar Biblia în original nu spune acest lucru. The restrainer, spune opritorul, the verb you know, verbul voi știți, doesn't have to do with the identity. Nu are de face cu voi știți cine e opritorul, but his purpose. Și voi știți care este scopul lui. To restrain the Antichrist. Ca să-l obțină, ca să-l țină departe pe Anticrist. From doing this act of revealing himself. Ca să facă acest act al arătării lui. Before God's timing. Ca să nu se arate Anticristul înainte de timpul lui Dumnezeu hotărât. So going back to Acts 10. Să ne întoarcem la Fapte 10. We are not told anything about these animals. Nu ni se spune absolut nicio informație în legătură cu aceste animale. All types. Ci doar multe tipuri de animale. Of the four types we see in the book of Genesis. La fel ca și cum le vedem în Geneza, acele tipuri de animale. Four-footed ones. Cele care sunt cu patru picioare. Animals in general. Animale în sens general. Things that crawl, unele care se târăsc, and the birds that fly, și păsările care zboară. Some are kosher, some are not. Unele sunt kosher, altele nu sunt kosher. It's not what's important here. Nu asta este important în pasajul de față. We're given no other information. Nu se dau alte informații în legătură cu acest subiect. What's important? Ce este important? Verse 13. Versetul 13. I would suggest to you. Eu acum vă fac o recomandare. What is most important in this passage? Ce este cel mai important în acest pasaj? Is verse 13. Este versetul 13. This is where Peter's going to get revelation. Aici este momentul în care Petru are revelația. This is what we're going to learn about this vision. Aici este lucru pe care noi îl vom învăța în legătură cu această vedenie. Verse 13. Versetul 13. And it came about a voice unto him. Și a venit o voce peste el. Who would we assume that voice to be? Acum, noi la cine presupunem că ar fi acea voce? De unde vine? Whoever's giving this vision, cine dă această vedenie, the voice comes from him. Vocea vine de la cel care dă această vedenie. This is a vision from God. Este o vedenie de la Dumnezeu. So God is instructing Peter. Așa că Dumnezeu îi dă instrucțiuni lui Petru, and he says something. Și spune ceva. First, rise up. Primul lucru îi spune, ridică-te sau scoală-te. If you're a good student of the Old Testament, dacă tu ești un bun elev al Vechiului Testament, when God is calling someone into service, când Dumnezeu îl cheamă pe cineva să intre în slujire, frequently he says, rise up. De foarte multe ori spune, ridică-te sau scoală-te. The Apostle Paul, Apostolul Pavel, he says, one thing I do, spune un lucru fac, I forget the things in the past, las la o parte lucrurile din trecut, and I press forward, și mă având înainte, to the upward call, la chemarea care mă ridică. So when God instructs you to do something, așa că Dumnezeu când te instruiește ca tu să faci ceva, it's an upward call. Este o chemare de ridicare ca să te ridici. So this word rise up, Peter. Așa că acest cuvânt scoală-te, Petre. Peter is being called into service. Petru este chemat la o slujire. And he's called to do something. Și este chemat să facă ceva. We're going to test the Romanian translation. Acum vom face încă un test asupra traducerii românești. God says, Peter, rise up, and what's the next thing he is told to do? Dumnezeu spune, Petre, scoală-te, și care este următorul lucru la care apare? What does your Bible say? Ce spune Biblia voastră? Taie și mănâncă. Cut and eat. Okay, you jump forward. Acum am sărit înainte. Your Bible says, cut. Biblia voastră spune taie. Is that right? Este adevărat? That's a better translation than most. Este o traducere care apare, este mult mai bună decât marea majoritatea traducerilor. Most of the translations I've seen, majoritatea traducerilor pe care eu le-am văzut, has the word kill. Este apare cuvântul omoară. Any of your Bibles have the word kill? Are Biblia voastră cuvântul omoară? No. No. Okay. The new translation says stab. Okay. What's interesting to know, ce este interesant să știm, is that the Greek word here, este că cuvântul grecesc care este folosit aici, in the root form, în forma lui de rădăcină, is the word thuo. Este cuvântul thuo. What is thuo? Ce este thuo? To make a sacrifice. Să faci, să sacrifici ceva. It is a word that is related to worship. Este un cuvânt care are legătură cu închinarea. What Peter is being told to do, ce i s-a spus lui Petru să facă, is to make a sacrifice. Este i s-a spus lui, fă un sacrificiu, adu un sacrificiu. Now we could extend it even broader. Acum putem să extindem acest sens într-unul mai larg. He is being told to slaughter these animals. I s-a spus sacrifică aceste animale. There's a problem. E o problemă. If we take this word in a religious sense, dacă noi luăm acum sensul acestui cuvânt într-un sens religios, to offer up a sacrifice, ca să oferi o jertfă, who's called to do that according to biblical law? Cine are voie să facă asta conform legii biblice? The priest. Only the priest. Doar preotul. Is Peter a priest? Este Petru un preot? No. Nu. But no. What if this is not for a religious purpose? Dar ce ziceți voi dacă acesta nu are un scop religios? What is Peter? Ce este Petru acum? What did we learn about him? Ce învățăm? He's hungry. Că acum el învățăm că el este flămând. Maybe he just wants to eat. Poate că vrea doar să mănânce. We see the next verse has to do with that. The next următorul cuvânt în acest verset are sensul acesta. But we have a problem. Dar avem o problemă. Based upon Jewish law, bazat pe legea evreiască, not just anyone can kill an animal. Nu oricine poate să sacrifice un animal. There are rules for slaughtering animals. Există anumite reguli specifice cum să sacrifici un animal. How you kill them? Cum să-l sacrifici, cum să-l omori? What you deal with the blood? How you deal with the blood? Cum să te comporți cu sângele acelui animal? And therefore, in Judaism today, și pentru asta în iudaismul de acum, there are four positions which need ordination. Sunt patru poziții în care este nevoie neapărat de ordinare pentru aceste patru poziții. You have to be certified to do this. Trebuie să ai un certificat, să ai un brevet să faci acest lucru. One is a teacher. Unul este un învățător. Another one is a scribe. Unul este un scrib. It's one that is copying scripture. Este cel care are drept să copieze scriptura. There are certain things that have to be done when you copy the scripture. Sunt anumite lucruri de care trebuie să ții cont atunci când faci tu o copie a scripturii. The third task, al treilea este, is called the moil. Este moil. What's a moil? Ce este un moil? He does the circumcision. El face circumcizia. So one just can't do whatever he wants. One cannot do whatever he wants. Așa că nu oricine face ce vrea. He has to be trained. Trebuie să fie antrenat. He has to be certified. Trebuie să fie certificat. To teach, să fii învățător. To copy the word of God, să fii scrib, să copiezi cuvântul lui Dumnezeu. And to circumcise a child, și să circumcizi un copil. There's one more thing. Mai există încă un singur lucru însă. And that is to be a butcher, one that kills an animal not for religious purposes but to eat. Și să fii un măcelar, dar nu să ucizi un animal în scop religios, ci să-l ucizi ca să mănânci, ca un fel de abator. Măcelar-abator. Peter is saying something. Așa că Petru menționează ceva aici. God says, "Rise up, Peter." Dumnezeu spune, ridică-te, Petre. Sacrifice and eat. Taie, să adu sacrificiu și mănâncă. And notice what Peter says. Și băgați seama ce spune Petru aici. Verse 14. Versetul 14. There's the conjunction. Este acea conjuncție. God is saying to Peter, do this. Dumnezeu îi spune lui Petru, fă asta. But the conjunction is this word which shows a contrast. Dar acum este folosită acea conjuncție care arată un contrast. Peter's not agreeing with God. Petru nu este de acord cu Dumnezeu. And he says, this isn't done. Și spune, așa ceva nu s-a mai pomenit. That's literally what the text is saying. Asta spune textul original. It's a negation. Este o negație. But he's saying, this isn't done, Lord. Asta nu s-a mai făcut, Doamne. He understands that he's speaking to God. El înțelege că el îi vorbește lui Dumnezeu. He says, for nothing I have eaten, că niciodată n-am mâncat, of anything that is, din orice care este, and there's two important words. Și sunt două cuvinte importante. The first word maybe is translated defiled in your Bible. Poate primul cuvânt este tradus ca și spurcat în Biblia ta. Now, if we're dealing with an animal, acum, dacă noi avem de a face cu un animal, is a sheep kosher? O oaie este kosher? Yes, da, it is. But a sheep can become defiled. Dar oaia poate să devină spurcată. It's got a broken leg. Are un mădular rupt. Some other blemish or flaw. Alte defecte sau lucruri care nu sunt ok. So a defiled sheep, așa că o oaie spurcată is rejected. Este respinsă. This is the key word. Aici este cuvântul cheie. Being rejected. În a fi respins. Then we have something that can be defiled in and of itself. Acum mai putem să avem ceva care este spurcat în sine însuși. The classic example. Exemplul clasic. A pig. Un porc. A sheep can become defiled. O oaie poate să devină spurcată. But a pig is created defiled. Însă porcul este creat spurcat. It was not created for food. El nu a fost creat cu scop de a fi mâncat. Then we have the term that which is unclean. Apoi avem termenul ceea ce înseamnă necurat. This is something that again that God won't bless. De asemenea, acest lucru este un lucru pe care Dumnezeu nu îl va binecuvânta. Let me ask you a question. O întrebare pentru voi. I want you to think spiritually. Vreau să vă gândiți din punct de vedere spiritual. Let me say that differently. Hai să o spun altfel. I want you to think biblically. Vreau să vă gândiți biblic. Why do you eat? De ce mâncați voi? What's the biblical answer? Care este răspunsul biblic? Să rămâni. Do not die? No. Nu. The food is for the body? No. Să trăiți. To live? No. Pentru că Dumnezeu a dat poruncă ca noi să mâncăm din animalele pe care le avem. Because God made a commandment that we should eat from those animals. True, but not the answer to the question. Dar nu este răspunsul la întrebare. Toate lucrurile sunt sfințite de Dumnezeu. All the things are sanctified by the Lord. You have a verse that says that? Ai un verset care spune asta? I don't know any verse that says that. Nu există niciun verset care să spună chestia asta. The Bible says this. Biblia spune următorul lucru. Things are sanctified by the word of God. Toate lucrurile sunt sfințite de către cuvântul lui Dumnezeu. And by prayer. Și prin rugăciune. Doesn't mean that everything's sanctified by God. Nu spune că toate lucrurile sunt sfințite de Dumnezeu. But the answer to my question. Dar răspunsul la întrebarea mea este. Said there's a biblical answer. Există un răspuns biblic, nu lumesc. Deuteronomy chapter 8. Look at that. Uitați-vă acum în Deuteronomy 8 and verse 10. Versetul 10. Read that. Citiți asta. Then tell me why you eat. Apoi răspundeți-mi din ce cauză voi mâncați. To send thanks and to praise the Lord. Wonderful. Este un răspuns foarte bun. We all agree that's the answer. Acum suntem de acord că acesta e răspunsul biblic. Să ne mai bună pentru plămâni. Se spune din nou? So look at the scripture. Așa că uitați-vă la scriptură. Peter says, "No, Lord." Spune, "Nu, Doamne." Nothing I have eaten, n-am mâncat ceva, that is of defilement or that being unclean. Ceva ce era spurcat sau necurat. He uses two different words. Folosește două cuvinte diferite. That every Jew would know. Pe care orice evreu le-ar cunoaște. God, I don't eat the things. Doamne, eu nu mănânc lucrurile. That you reject. Pe care tu le respingi. Remember that. Țineți minte lucrul acesta. When Peter sees this vision. Când Petru primește viziunea. He says, I'm not going to eat these things. Eu nu voi mânca aceste lucruri. Why isn't he? De ce? Why isn't he? De ce nu le mănâncă? Because God is rejecting them. What makes God reject them? Ce le face ca Dumnezeu să le respingă? They are unclean. You just told me they weren't all unclean. Tocmai mi-ai spus că nu erau toate necurate. Why isn't Peter doing what God says? De ce nu face Petru ceea ce spune Dumnezeu să facă? Why not? De ce? Nu era calificat. He was not qualified. I like you again. Îmi place de tine din nou. Did you hear her answer? Ați auzit răspunsul? Nu. She was not qualified. He was not qualified to. El nu era calificat. He's not a priest. El nu este un preot. He has not been approved as a slaughter, a butcher. El nu era calificat ca un măcelar, ca unul care poate să aducă sacrificiu. We've already learned. Deja noi am învățat. In regard to these animals. În legătură cu aceste animale, are they kosher or unkosher? Care sunt coșere sau nu sunt coșere? We don't know. Noi nu știm lucrul acesta. We're not told. Nu ne se spune lucrul acesta. Maybe some are, some aren't. Poate unele sunt sau poate unele nu sunt. This is not what's important. Nu despre asta este vorba. What's important is this. Ce important în pasajul acesta este următorul lucru. God says to Peter. Dumnezeu îi spune lui Petru, rise and eat. Is that what he says? Ridică-te și mănâncă. Spune asta? Is that what he says? Asta spune? No. Nu. He just doesn't say rise and eat. Nu spune doar ridică-te și mănâncă. The emphasis is on slaughtering that animal. Accentul cade prin a aduce sacrificiu acel animal. And it's not just simply the word killing. Și nu este doar simplu cuvânt a ucide, but it's a word that has a spiritual context. Și este un cuvânt care are implicații spirituale. This was the right answer. Acesta este răspunsul corect. He was never called to do that. El n-a fost niciodată ordinat să facă acest lucru. He's not certified for that. El nu are certificat, nu are brevet să facă acest lucru. What did we learn about this passage? Ce învățăm despre acest pasaj? God's doing something different. Dumnezeu face lucruri diferite. Different in Peter's mind. Diferite în mentalitatea lui Petru. Different in the Jewish mind. Diferite în mentalitatea evrească. But this isn't anything different from God's purpose. Dar asta nu este diferit față de scopurile lui Dumnezeu. What is the purpose of this vision? Care este scopul acestei vedenii? Well, Peter is being summoned to do something. Ei bine, Petru a trebuit să a fost desemnat să facă ceva. To leave Jaffa, să plece din Jaffa, a Jewish city, un oraș evreiesc, and go to a Roman city, și să meargă într-un oraș roman. Who lives in this Roman city? Cine trăiește în acest oraș roman? Mainly Jews or Gentiles? Majoritatea evrei sau majoritatea neamuri? Gentiles. Neamuri. And the teaching of Judaism, și învățătura evreiască, not the teaching of the Bible, nu învățătura Bibliei, but the teaching of Judaism, ci învățătura iudaismului, and we'll see this in a moment. Și vom vedea asta într-un moment. Gentiles are rejected. Oamenii au respins. Neamurile au respins-o. We don't even eat with them. Noi nici măcar nu mâncăm cu ei. And if we have any contact with them, și dacă avem vreun contact cu ei, not based upon the word of God, nu bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, but based upon Jewish law, ci bazat pe legea evreiască, not biblical law, nu legea biblică. If I touched, dacă eu ating, I'm unclean. Eu sunt necurat. Is that what the Bible says? Asta spune oare Biblia? No. Nu. Judaism taught that. Iudaismul învăța asta. Let me give you an example. Să vă dau alt exemplu. Matthew chapter 15. Matei 15. What does it say there? Ce spune acolo? It says that Yeshua was being asked a question. Spune că Mesia, Yeshua, a fost întrebat o întrebare. A fost pusă o întrebare. The Pharisees. Farisei. They were watching his disciples. Ei îi urmăreau pe ucenicii lui. And they were eating. Și mâncau. Without washing their hands. Fără să se fi spălat pe mâini. Can anyone tell me the biblical verse? Poate cineva să spună versetul biblic that we have to wash our hands? Care spune că noi trebuie să ne spălăm pe mâini before eating bread? Înainte să mâncăm pâine? There is no verse. Nu este niciun verset de asemenea gen. But Jewish law commands that. Dar legea evreiască impunea acest lucru. If you look at Matthew chapter 15. Dacă voi vă uitați la Matei 15, the Jewish community represented by their leaders, comunitatea evreiască care era reprezentată de liderii ei, are saying, why don't your disciples wash their hands? Pun întrebarea și spun, de ce ucenicii tăi nu se spală pe mâini? According with, conform cu, what does the Bible say? Ce spune Biblia? The traditions of the elders. Conform tradiției bătrânilor. See, this is what has happened to Judaism. Vedeți, asta s-a întâmplat în iudaism. It turned away from the word of God. Ei s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Away from the laws of God. Departe de legile lui Dumnezeu. In order to keep the traditions of man. Ca să țină tradiția bătrânilor, a oamenilor. And what did Messiah say? Și ce a spus Mesia? Your traditions tradițiile voastre cause you to forsake fac să vă puneți împotriva the commandments of God. Poruncile lui Dumnezeu. Doesn't your Bible say that? Nu spune Biblia voastră așa ceva? Matthew chapter 15 verses 1, 2 and 3. Matei 15 de la 1 la 3. So what's important to God? Deci ce este important pentru Dumnezeu? His commandments. Poruncile lui. His words. Cuvintele lui. His revelation. Revelația lui. But what has happened to Judaism? Dar ce se întâmplă în iudaism? It's turned away from his word. Ei s-au întors, s-au îndepărtat de la cuvântul lui. To embrace the traditions of man. Ca să îmbrățișeze tradiția oamenilor. This is what Peter is living under. Asta face Petru acum. So he says, "No, God," și spune, "Nu, Doamne, I have never eaten, n-am mâncat niciodată, those things that you reject." Acele lucruri pe care tu le respingi. Why would he reject these things? De ce a respins acele lucruri? Because Peter can't kill. Pentru că Petru nu putea să aducă sacrificiu sau omoare. He hasn't been certified for this. El nu a fost acreditat pentru acest lucru. What this passage is about? Despre ce este totuși acest pasaj? Is giving Peter an assignment. Îi se dă lui Petru o nouă calificare, o nouă target. God is telling him to do something. Dumnezeu îi spune lui să facă ceva. That Peter thinks. Și Petru crede că is wrong. Acel lucru este greșit. Don't take my word. Nu luați cuvintele mele. We're going to see it said to us several times. Vom vedea acest lucru spus în câteva repetate rânduri. Verse 15. Versetul 15. And again a second time. Și din nou a doua oară. It comes to him. Vine la el. Meaning he sees this vision. Adică are din nou această vedenie. And he hears these words. Și a auzit aceste cuvinte. But what is said at the end of this verse? Dar ce se spune la sfârșitul acestui verset? What God has cleansed, ce Dumnezeu a curățat, you not reject. Tu să nu respingi. It means that word for defiled. Acel cuvânt pentru închinare. Now the implication is this. Acum implicația este următoarea. Don't you call rejectable? Nu spune că este de respins. Don't call defiled. Nu spune că este ceva spurcat. That which I have cleansed. Ceea ce eu am curățat. And this happened a third time. Și asta se întâmplă a treia oară. And again, și din nou, the vessel was taken up into heaven. Acel vas a fost apoi luat înapoi în ceruri. So it happened three times. Deci s-a întâmplat de trei ori. The number 3, numărul 3, is for the purpose of revealing something. Are scopul de a arăta ceva, de a revela ceva. Let me give you an example of this. Să vă dau un exemplu în legătură cu acest lucru. How many times? Well, let's begin this way. Haideți să începem altfel. Yeshua told all the disciples. Yeshua a învățat la toți ucenicii. You're going to deny me. Voi o să mă negați acum. Did they deny him? Ei l-au negat. Yes. Da, ei l-au negat. But Peter said something. Dar Petru spune ceva. He says, I'm different. El spune, eu sunt total diferit. They may all deny you. Poate că ăștia te vor respinge, nu vor fi de acord cu tine. But I'm ready to die with you. Dar eu sunt gata ca să mor pentru tine. That was going to test that. Asta îi va fi testată. He was going to see and reveal whether that was true or not. Se va arăta dacă această afirmație a lui Petru a fost adevărată sau nu. And that very night. Și în acea noapte Peter denied him. Petru l-a refuzat, s-a lepădat de Hristos. Three times. De trei ori. Three times confirmed. De trei ori a confirmat. It revealed. A arătat. After the resurrection, după înviere, Yeshua said to Peter, Yeshua îi spune lui Petru, do you love me? Mă iubești? How many times did he ask him? De câte ori l-a întrebat? Three times. De trei ori. To confirm, Peter, do you really love me? Ca să confirme, Petre, chiar mă iubești tu pe mine? To reveal to him. Să îi se arate acest lucru lui. So 3 has a purpose to reveal or to confirm something. Așa că cifra 3 are scopul de a arăta sau a confirma ceva. The question that we should be asking is this. Întrebarea pe care noi trebuie să ne punem este aceasta. What is this vision revealing? Ce ne arată, ce ne spune această vedenie? Peter's unsure. Petru nu este sigur. How do I know that? De unde știu asta? Look at verse 17. Versetul 17. But as he was confused within himself. Dar pe când Petru el era confuz cu el însuși. Now this word for being confused. Acum acest cuvânt pentru a fi confuz. What does he have in your Bible? Ce avem noi în Biblia noastră? He didn't know what to believe. Okay. You don't know what to believe. Nu știi ce să crezi. You're confused. Ești confuz. He's uncertain. El nu este sigur. Now, what's interesting is this. Ce este interesant este următorul lucru. Everything in the scripture, tot ceea ce este în scriptură, has relevance. Are relevanță. The meaning of the word, sensurile cuvintelor, but also how that word is written. Dar de asemenea și cum este scris acel cuvânt. I mentioned about the perfect tense. Eu v-am spus mai devreme despre timpul perfect, timpul verbal perfect. The perfect tense speaks about something for the most part that's permanent. Timpul perfect vorbește despre ceva care are este ceva permanent. God began it in the past. Dumnezeu a început acel lucru în trecut. It's happening now. Se întâmplă în momentul de față. And it's going to continue into the future. Are continuitate pentru viitor. This is not the perfect. Aici nu este însă timpul perfect. Peter, being unsure, Petru nu era sigur. It's in the imperfect. Este la timpul imperfect. What's the meaning of the imperfect? Care este sensul timpului imperfect? It speaks about something that began in the past. Este ceva care se referă la ceva ce a început în trecut. It's still true now. Este adevărat în momentul de față. But there's going to be a change. Dar va fi o schimbare pe viitor. It's in the past. Este în trecut. It extends to the present. Se extinde până în prezent. But it ends there. Dar se va termina în prezent. So anytime the imperfect tense appears, așa că de fiecare dată când timpul imperfect apare, we should expect a change. Trebuie să așteptăm o schimbare. What's the relevance for that now? Care este relevanța pentru acest moment? Peter's unsure. Petru este nesigur. But there's going to be a change. Dar va fi o schimbare. He is not going to continue in this confusion. El nu va insista în această confuzie pe care o are. The fact the imperfect tense is used. Faptul că acest timp imperfect este folosit, it tells us that Peter is going to come to God's way of thinking. Ne spune că Petru va merge până la urmă și va avea mentalitatea lui Dumnezeu, modul lui Dumnezeu de a gândi. Verse 17. Versetul 17. But as Peter was confused in himself. Dar pe când Petru era confuz față de el însuși, what was he confused about? Cu ce era el confuz? What might the vision mean? Ce oare ar putea însemna această vedenie? He didn't understand what God was trying to show him in this vision. El nu pricepea ce vrea Dumnezeu să arate în această vedenie. So as he was confused concerning this vision he saw. Așa că în timp ce el era confuz în legătură cu această vedenie pe care a văzut-o, and behold, și spune cuvântul iată. What an important word. Ce cuvânt important. Whenever that word behold appears. Când voi veți întâlni acest cuvânt iată în Biblie, it tells the reader, spune cititorului, something significant is about to happen. Ceva semnificativ va avea loc. It's a call to the reader. Este chemarea pentru cititor to pay attention. Să fie atent. And behold the men that were sent by Cornelius. Și Biblia spune iată că oamenii trimiși de Corneliu, they were seeking Simon's house. Ei căutau casa lui Simeon. And they were standing at the gate. Și ei au stat la poartă. Now, at the immediate time, în timpul imediat următor, that Peter was confused. Petru era confuz. But we know something. Dar știm ceva. There is going to come clarity. Va urma o clarificare. And this clarity is going to be made known to him. Și această clarificare îi va fi lui cunoscută, based upon what is going to happen. Pe baza a ceea ce va urma să se întâmple. See, Peter doesn't know anything about Caesarea. Vedeți voi, Petru habar n-are nimica despre ce se întâmplă în Cezarea. He doesn't know Cornelius. El nu cunoaște pe Corneliu. He didn't know that the angel of the Lord. El nu cunoaște că îngerul Domnului came before Cornelius. A venit în fața lui Corneliu. None of this he knows. Nimic din aceste lucruri nu le știe. But what do we know? Dar ce știm totuși? God is at work. Dumnezeu este la lucru. He's working in Caesarea. Dumnezeu a lucrat în Cezarea. And he's working in Jaffa. Și de asemenea lucrează și în Iafo. For the common purpose. Pentru un scop comun. For the same objective. Pentru același obiectiv. And these ones were standing at the gate. Și aceștia stăteau la poartă. And we read at verse 18. Și citim în versetul 18. And they called, and they were seeking if Simon. Și au chemat și au văzut dacă Simeon, the one that's called Peter, cel care este numit Petru. And here's what's important. Și uitați ce vine acum, ceva important. The next word is here. Următorul cuvânt este aici. In that location. În acea locație. This is emphatic in the text. Acesta este așa de important în text. Is here. He dwells. Este aici, el locuiește. We learned something. They were seeking this house. Ei căutau această casă. And they wanted to know if they were successful. Și au vrut să știe dacă au avut succes și au găsit acea locație. In other words, is Peter here? Cu alte cuvinte spus, este Petru aici? Verse 19. Versetul 19. But as Peter, dar pe când Petru, now we have a different word. Acum avem un alt cuvânt. It's a word for thinking. Este cuvântul pentru a se gândi. But when we look at this word, dacă ne uităm la cuvântul acesta, it means to think thoroughly. Înseamnă a se gândi cu profunzime. It means to think within yourself. Să te gândești cu omul lăuntric. And to think about it over and over and over and over. Și să te gândești mereu și mereu și mereu și mereu. When this verb is used, acum, când este folosit acest verb, it instructs the reader. Îl instruiește pe cititor that Peter saw significance in this vision. Îl instruiește pe cititor să arate că de fapt Petru a văzut semnificație în acest lucru, această vedenie. This vision that he received. Această vedenie pe care el a primit-o has great importance. Are o mare importanță. But he doesn't know what that importance is. Dar nu știe care este acea importanță. 19. But the Spirit said to him. Dar Duhul i-a spus. Behold, three men are seeking you. Din nou, iată, trei oameni te caută pe tine. Why three men? De ce trei oameni? Three for the purpose of revealing. Trei are scopul de a arăta. What do you think is going to be revealed to him? Ce credeți voi că îi se va arăta lui? Who's speaking to Peter now? Cine vorbește acum lui Petru? The Spirit is. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Exactly. Duhul Sfânt. And now there's going to be revelation. Și acum va fi revelația. Peter's going to understand what this vision is about. Acum Petru va pricepe despre ce este vorba în această vedenie pe care el a avut-o. And it has nothing to do with food. Și de fapt își dă seama că nu are nimic de a face cu mâncarea. What it has to do with. Și are de a face cu is a call on Peter's life. Cu chemarea de peste viața lui, de peste viața lui Petru. I want to speak to our friend in the first row. Vreau să vorbim cu prietenii noștri din primul rând. Why didn't Peter obey God? De ce Petru nu s-a supus lui Dumnezeu? Why didn't he slaughter that animal? De ce n-a omorât? De ce n-a adus sacrificiu acel animal? What did you say? Ce ai spus? He was not qualified. He was not qualified. Nu avea calificarea necesară. He thought to do so. El a crezut că făcând acest lucru was wrong. Ar fi fost un lucru greșit. What else does Peter think? Ce altceva gândește Petru? Is wrong. Că și este greșit. Now we don't have to guess. Noi nu trebuie să ghicim. The word of God is going to confirm it. Cuvântul lui Dumnezeu va arăta acest lucru. Look again at the end of verse 19. La sfârșitul versetului 19. Behold, three men. Zice, iată, trei oameni are seeking you. Te caută pe tine. But. Dar. Now this is important. Acum este foarte important. What happens? Ce se întâmplă? He gets up. El se scoală. And he comes down. Și vine jos. Kind of interesting. Cam interesant. Get up. Scoală-te. To go down. Să mergi jos. And what does your Bible say? What did he do? Și ce spune Biblia voastră ce a făcut el? What does yours say? Ce spune Biblia voastră? Go with they without. So most Bibles say goes. Marea majoritate a Bibliilor spune du-te. He's being commanded. El lui se poruncește să facă lucrul acesta. So go. Așa că du-te. But it's in the passive voice. Însă este într-o voce pasivă. What's the difference? Care este diferența? It's not just saying go. Nu se spune doar du-te. But he is being brought. Și el este adus să se ducă. God is at work. Dumnezeu este la muncă. What is the purpose of this? Care este scopul acestui lucru? God is bringing him before these men. Dumnezeu îl ia și îl aduce să-l ducă în fața oamenilor acestora. What is Peter's problem? Care este problema lui Petru? He got a vision. El are o vedenie. What's his problem? Care este problema lui? He doesn't understand it. Nu înțelege acest lucru. And now the Spirit is speaking to him. Și acum, în momentul în care Duhul îi vorbește lui, rise up. Zine, scoală-te. We've already learned something. Deja am învățat ceva. That is a call to serve. Este o chemare la slujire. Go down. Du-te jos. Is a word of humility. Este un cuvânt de umilință. Let me share with you something. Haideți să mă împărtășesc ceva. If you're not humble, dacă voi nu sunteți smeriți, God won't bring about a change. Dumnezeu nu va face o schimbare. When you're not humble, atunci când voi nu sunteți smeriți, you can't be taught truth. Nu poți să fii învățabil în legătură cu adevărul. So God is saying here, așa că Dumnezeu spune aici, I have purpose for you. Am un scop pentru tine. I want you to serve me. Vreau ca tu să îmi slujești mie. But you need to be humble. Dar trebuie să fii smerit. And the Spirit of God brought him to them. Și Duhul lui Dumnezeu l-a dus pe el la ei. And notice what the Spirit is saying. Și uitați-vă ce spune Duhul. Without any type of hesitancy. Fără niciun fel de ezitare. Without any type of doubting. Fără niciun fel de dubiu. Now, the word is interesting. Acum cuvântul este destul de interesant. And I believe the Romanian translation is even better. Și cred că traducerea românească este și mai bună. What does it say in Romanian? Ce spune în limba română? Read it. Pogoară-te și du-te cu ei, fără șovăriire. Without complaining. Without complaining? What it literally means, don't make any distinction. Cuvântul spune nu fă nici o deosebire. This verb is so important. Acest verb este așa de important. Why? Din ce cauză? What do we know about these three men? Ce știm despre acești trei oameni? Two of them are Cornelius' servants. Doi dintre ei sunt slujitorii lui Corneliu. We can assume something. Putem să presupunem ceva. It's dangerous to assume. Este periculos să facem presupuneri. But Cornelius was a Gentile. Dar Corneliu era dintre neamuri. He was a Roman soldier. Era un soldat roman. Probably his servants. Probabil servitorii lui were not Jewish. Nu erau evrei. And there was also a Roman soldier, an additional one. Și de asemenea era și un soldat roman în plus. And the Spirit is telling Peter. Și Duhul îi spune lui Petru, don't make any distinction here. Nu fă nicio deosebire aici. Why? De ce? Who are these men? Cine sunt acești oameni? At least one of them for sure. Cel puțin unul dintre ei, cu siguranță, is not Jewish. Nu este evreu. We're going to see in a minute. Vom vedea într-o clipă. According to Jewish law, conform legii evreiești, Jewish men, cel care este evreu, don't associate with non-Jewish. Nu se alăturează cu cei care nu sunt evrei. Is that in the Bible? Este în Biblie? No. Nu. But this is what Judaism taught. Dar asta este ceea ce iudaismul a învățat. And this was what Peter thought. Și asta este ceea ce credea Petru. But God's going to make a change. Dar Dumnezeu va face o schimbare. Because I have sent them. Pentru că eu i-am trimis. So this Spirit, așa că Duhul, the Holy Spirit, Duhul Sfânt, is telling Peter, îi spune lui Petru, don't make any distinction among these men. Nu fă deosebire între acești oameni. You go with them. Tu te duci cu ei. The Spirit brought Peter to them. Duhul a adus oamenii la Petru. Because I have sent them. Pentru că eu i-am trimis. Verse 21. Versetul 21. And Peter went down to the men. Și Petru a coborât la oameni. And it says here, și spune aici că those that were sent by Cornelius to him, aceia care au fost trimiși de către Corneliu la el, and now Peter is going to speak to them. Și acum Petru le vorbește lor. And what does he say? Și ce spune? Behold, I am whom you are seeking. Și spune, iată, eu sunt cel pe care voi îl căutați. But he asks a question. Dar pune o întrebare. For what reason, on account of it, are you here? Spune, din ce motiv, care este pricina că voi sunteți aici? Now, that may not be a smooth translation. Poate că nu este o traducere fină, but that's literally what it says. Dar asta e literal ce spune. On account of what reason? Pe baza cărui motiv? On account of it? Pe baza căruia? Are you here? Voi sunteți aici? Peter knows something significant. Petru știe ceva semnificativ care God is at work with these three men. Dumnezeu este la lucru cu acești trei oameni. Verse 22. And they said, și ei au spus, Cornelius a centurion. Corneliu un centurion. Now Peter's going to hear something that surprises him. Acum Petru va auzi ceva ce îl va lua prin surprindere. These men come to him. Acești oameni vin la el. Peter, a Jewish man. Petru, un evreu. And they're representing. Și reprezintă Cornelius. Îl reprezintă pe Corneliu. He's not Jewish. Ăsta nu este evreu. And he's even a soldier. Și mai mult decât este chiar și soldat. A Roman centurion. Un soldat roman. And centurion. What else do they say? Și ce altceva spun? What type of man is he? Ce fel de om este el? Now we learned in verse 2. Acum noi am învățat în versetul 2 that he's a godly man. Că este un om evlavios. A man that takes faith seriously. Un om care își ia credința în mod serios. And applies it to his life. Și o aplică la toate aspectele vieții lui. But there's a change. Însă există o schimbare. That word exubis. Acel cuvânt exubis is not here. Nu se mai află aici. There's a different word. Este alt cuvânt. A word that would be more meaningful to Peter. Un cuvânt care are mai mare însemnătate pentru Petru. What's the next word? Care este următorul cuvânt? Righteous. Neprihănit. Is that what your Bibles have? Asta este ce spune Biblia voastră. Yes. Righteous is related to the will of God. Un cuvânt, adică cuvântul drept, neprihănit este cuvânt care relaționează cu voia lui Dumnezeu. You can only be righteous. Tu poți să fii neprihănit in God's will. Doar în voia lui Dumnezeu. Righteousness and the will of God are related. Neprihănirea și voia lui Dumnezeu sunt în strânsă legătură. So he's a righteous man. Așa că el este un om neprihănit. And one that fears God. Și unul care se teme de Dumnezeu. And is testified by și el este mărturisit all the Jewish people. Mărturisit de către toți iudeii. He's got a wonderful reputation. Că are o reputație impecabilă. And it says here. Și spune aici că he was admonished. Și spune că el a fost admonished. He was warned. Warned. Și el a fost It's a word of commandment. Este un cuvânt de poruncă. The meaning of this Greek word. Înțelesul acestui cuvânt. I'm telling you to do this. Eu spun să faci lucrul acesta. And if you don't do it, dacă nu-l faci, the outcome is going to be bad. Rezultatul va fi rău pentru tine. So it's a warning. Este un avertisment. So he was warned by the holy angel. Și el a fost avertizat de către Îngerul Sfânt. Okay. Let's stop for a moment. Să ne oprim pentru un moment. I want to see if you're catching on to something. Vreau să văd dacă vă prindeți de ceva anume. What's the most important thing in studying God's word? Care este cel mai important lucru când studiezi cuvântul lui Dumnezeu? Time. Timpul. You have all the time in the world. Ai tot timpul din lume. Study slowly. Studiază cuvântul încet. When we rush through, când ne grăbim și mergem prin el, we miss out on something. Ne scapă anumite lucruri. Now we're speaking about this angel. Acum noi vorbim despre acest înger. How was that angel referred to earlier? Cum s-a referit acel înger mai devreme? The angel of the Lord. Îngerul Domnului. There's a change here. Aici este însă o schimbare. What word is added? Ce cuvânt este adăugat? What's the answer? Care este cuvântul? Sfânt. Holy. I know that where my name is. Holy. Sfânt. When you hear the word holy, tu când auzi cuvântul sfânt, what comes into your mind? Ce vine în mintea ta? The best answer is. Cel mai bun răspuns este the purpose of God. Scopul lui Dumnezeu. That which is holy, ceea ce este sfânt, is always related to the purpose of God. Întotdeauna este relaționat de scopul lui Dumnezeu. So when we see this holy angel, așa că atunci când vorbim despre acest înger sfânt, that change, această schimbare, he wasn't called a holy angel earlier. Nu i s-a spus că este un înger sfânt mai devreme în pasajul mai devreme. He was called the angel of the Lord. Atunci i s-a spus îngerul Domnului. When we come across the angel of the Lord, când ne referim la îngerul Domnului, what's the context? Care este contextul? Salvation. Mântuirea. This passage has something to do with salvation. Acest pasaj are de a face cu mântuirea. But now the angel is being spoken of. Acum, dar de îngerul despre care nouă ne este vorbit, the holy angel. Acel înger sfânt. This angel is related to the purposes of God. Acest înger relaționează cu scopul lui Dumnezeu. Being warned by the holy angel, fiind avertizat de către Sfântul Înger, to call you to his house, să te cheme la casa lui, and to hear the words which are from you, și să audă cuvintele care vin de la tine. Therefore he invited them, așa că el i-a invitat, to dwell with him, ca să vină să locuiască cu el. Does anything stand out? Este ceva în evidență? Peter is breaking Jewish tradition. Petru rupe tradiția evreiască. Why? Din ce cauză? Peter's a quick learner. Petru este unul care prinde repede, învață repede. He heard what the Spirit says. El a auzit ce a zis Duhul. Don't make any distinction in them. Nu fă deosebire între ei. Oh, you're a man. I'll work with you. Oh, tu ești bărbat, vine și lucrează cu mine. Tu ești femeie, nu. I made a distinction. Am făcut o deosebire. The angel told Peter. Îngerul îi spune lui Petru. 3 men are at the gate. 3 oameni sunt la poartă la tine. Go down to them. Du-te jos la ei. And don't make any distinction. Și să nu cumva să faci vreo deosebire. What did Peter just do? Ce a făcut Petru? We have 2 words. Avem 2 cuvinte. The word to call or invite. Cuvântul să cheme sau să invite. And attached to that word for inviting. Și atașat de acel cuvânt a invita. Is the Greek prefix s. Este prefixul grecesc s, which means in. Care înseamnă înăuntru, în. He invited them in. I-a invitat înăuntru. Who are these men? Cine sunt acești oameni? Gentiles. Neamuri. He's inviting them into the home of Shimon. El îi invită în casa lui Simon. This isn't done. Asta nu s-a mai întâmplat. You know that from Galatians. Știți asta din Galateni. He says, "Come on into my house." Spune, haideți în casa mea. And you're going to stay here. Și veți sta aici. That implies hospitality. Asta implică ospitalitate. They're going to eat. Ei vor mânca. They're going to spend the night. Vor petrece noaptea acolo. This is a change. Aici se întâmplă o schimbare. Peter is being submissive to the instructions of God. Petru devine supus instrucțiunilor lui Dumnezeu. When you read this, când tu citești acest lucru, when you read it in the past, când l-ai citit în trecut, Peter's words, cuvintele lui Petru, did they stand out to you? Oare ți-au ieșit ție în evidență atunci? Peter's behavior should tell you something. Comportamentul lui Petru ar trebui să-ți comunice ceva. What does it tell you? Ce îți spune ție comportamentul lui Petru? God is at work in Peter's life. Dumnezeu este la lucru în viața lui Petru. And whenever God's at work in your life, și fiecare dată când Dumnezeu este la lucru în viața ta, it's to bring change. Este ca să aducă schimbare. When you say, God, come into my life, când tu spui, Doamne, vino în viața mea, you're saying, God, whatever you want to change, spui de fapt, Doamne, orice lucru pe care tu vrei să-l schimbi, I want to submit to that. Eu vreau să mă supun la acest lucru. So God is working in Peter's life to bring change. Așa că Dumnezeu lucrează în viața lui Petru ca să aducă schimbarea. On the next day, în ziua următoare, Peter goes out with them. Petru s-a sculat cu ei. And certain ones of the brethren, și câțiva dintre frați, that were from Jaffa, care erau din Iafo, they went with him together. Au mers împreună cu el. And on the next day, și în ziua următoare, they entered into Caesarea. Au intrat în Cezarea. Okay, look up for a moment. Acum uitați-vă la mine pentru un moment. What should surprise you? Ce ar trebui să vă surprindă pe voi? There's something that is very significant. Este ceva de mare însemnătate. Now, if you're studying the word of God, acum, dacă tu studiezi cuvântul lui Dumnezeu, and cities are mentioned, și aceste cuvinte sunt menționate, if you've ever taught this passage before, dacă ți s-a mai predat acest pasaj până acum, you needed to know something. Trebuia să știi ceva. Where's Iafo? Unde este Iafo? Where's Caesarea? Și unde e Cezarea pe hartă? Now, it takes today by car. Astăzi cu mașina în zilele noastre, on a really good highway, pe o autostradă destul de bună, about an hour and 15 minutes. O oră și 15 minute. No traffic, fără trafic. 4 lanes, viteză maximă. An hour and 15 minutes. O oră și 15 minute. That means it's probably around 80 kilometers. Cam 80 de kilometri. Maybe a little bit more, maybe a little bit less. Poate mai mult sau mai puțin. To make that distance, ca să faci tu să parcurgi acea distanță, how long? Cât timp? One day. O zi. That's significant. Asta e semnificativ. What does that tell you? Ce spune ție lucrul acesta? That they wanted to get to Caesarea. Că ei au dorit să ajungă la Cezarea. Now, they probably sailed there. Probabil au navigat până acolo. That cost money. Asta costa bani. It was much cheaper to travel a different way. Era mult mai ieftin să călătorești pe altă parte. But those other ways take more time. Dar alte căi luau mai mult timp. When the word of God says, când cuvântul lui Dumnezeu spune, and on the next day they entered into Caesarea, și în următoarea zi au intrat în Cezarea, you should say, wow. Trebuie să spui wow. They traveled quickly. Ei au călătorit rapid. Why would they do that? De ce ar fi făcut ei lucrul acesta? This is important. Acest lucru are importanță. As we've read the scripture, așa cum noi am citit în scriptură, over and over, mereu și mereu, the passage is saying, the passage is teaching. Pasajul ne spune, what we're studying is significant. Că ceea ce noi studiem acum are mare semnificație. So look again. Deci uitați-vă din nou. And on the next day, și în următoarea zi, they entered into Caesarea. Au ajuns în Cezarea. And Cornelius was expecting them. Și Corneliu îi aștepta pe ei. What does that tell you? Ce spune acest lucru? What God began, Cornelius believed. Ceea ce Dumnezeu a început, Corneliu a crezut. He knew that there was going to be an outcome from this. Corneliu știa că va fi un rezultat la toate lucrurile acestea. Okay. Again, what should you expect the outcome to be? Okay, din nou, ce vă așteptați să fie rezultatul? From the perspective of Cornelius. Din perspectiva lui Corneliu. Who taught Cornelius in this passage? Cine l-a învățat pe Corneliu în acest pasaj? What's the answer? Care este răspunsul? The angel of God. The angel of the Lord. Îngerul Domnului. The angel of the Lord relates to what? Îngerul Domnului are legătură cu salvation. Mântuirea. What should we expect for Cornelius and his house? Ce trebuie să ne așteptăm pentru Corneliu și casa lui, familia lui? Salvation. Mântuire. Is there anything more important than salvation for you? Este ceva oare mai important pentru tine decât mântuirea? And notice what Cornelius did. Și uitați-vă ce spune Corneliu. It says that he was expecting them. Spune că îi aștepta pe aceștia. And he invited together. Și i-a invitat împreună his relatives, pe rudele lui, and his close friends. Și prietenii apropiați. Think of this. Ia gândiți-vă la acest lucru. He got everything ready. A pregătit tot acest lucru. For God to move. Ca Dumnezeu să se miște. And reveal to him. Și să îi se arată lui. What he must know. Ceea ce el trebuie să știe. And we're going to see what that is. Și vom vedea ce este acel lucru. Okay.